Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit. Gorjul în direct, alături de mine în studiu este domnul viceprimar Adrian Tudor, președinte executiv PSD Târgu Jiu. Bună ziua, bine ați venit, domnule Tudor. Mulțumesc pentru invitație, bună ziua. Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația de astăzi. Discutăm în primul și în primul rând despre ceea ce s-a petrecut ieri în cadrul Consiliului Local și mă refer la, în principal, la proiectele retrase de domnul primar Marcel Romanescu de pe ordinea de zi. Sunt două proiecte, nu știu dacă sunt neapărat controversate. Mă refer în primul rând la acela care vizează schimbul de terenuri cu o societate care aparține omului de afaceri, Nicolae Sarcină. Spuneți-mi dacă domnul primar a fost inspirat să retragă propriul proiect de pe ordinea de zi sau de unde această decizie are legătură cu intenția dumneavoastră de a nu fi de acord cu această propunere, domnule viceprimar? PSD-ul era luase decizia ieri, în urma discuției și la propunerea președintele organizației municipale, domnul viceprimar Popescu, de a solicita nu neapărat retragerea, cât amânarea acestui material. Și acum o să vă și explic de ce. Și voi face referire și la mai multe lucruri care s-au întâmplat în ziua de ieri și în Consiliu și ulterior. S-a aruncat în spațiu public chiar de către primarul municipiului, domnul Romanescu, că o firmă germană dorește deschiderea unei filiale la Târgu Jiu, 300 de locuri de muncă să fie create, nou create în municipiul Târgu Jiu. S-a venit cu un material în comisii prin care se solicita acest schimb de terenuri. Primăria municipiului Târgu Jiu și o firmă privată, deoarece firma germană, cei care doresc să facă investiții, ar fi identificat locul respectiv și aveau nevoie de o deschidere mai mare la stradă, în zona Ciocârlău este vorba. Lucru cu care sigur că am fost de acord, orice investiție e binevenită pe raza municipiului Târgu Jiu. Însă, din păcate, în niciunul dintre materiale nu a apărut scris negru pe alb că acesta este scopul de a face schimbul de terenuri pentru a facilita o investiție pe raza municipiului Târgu Jiu, fapt pentru care am intrat hotărâți în ședința de Consiliu să respingem acest material inițiat de primarul municipiului Târgu Jiu. A fost inspirat sau nu, decizia ea a cerut scoaterea materialului de pe ordinea de zi, motivând același lucru că încă nu discutăm de oportunitate. Nu mai comentăm, nici nu cred că e atât de important sau să facem un caz de faptul că era un material pe care îl inițiase, era o expunere de motive pe care o redactase domnia sa, o inițiase domnia sa, așa cum spune legea. Cert este că mai târziu am asistat și aseară în cadrul unei emisiuni la postul dumneavoastră de televiziune, colegul domnului primar, domnul consilier Paraschiv, spunând că cei care au făcut lobby pentru acest schimb de terenuri, juriștii primăriei, din ce spunea domnia sa, au fost blocați de primarul Marcel Romanescu. Ori, așa cum am spus și la început, lobby pentru această investiție, sau cel puțin cel care a anunțat, a fost chiar primarul Romanescu. De asemenea, vreau să vă spun că noi nu am știut ca viceprimar de investiția respectivă, decât din discuțiile avute în comisii și din discuții conexe în primărie, nimic oficial primarul municipiului nu ne-a transmis, nici nu avem pretenția să ne spună ce face domnia sa, decât atunci când consideră că este bine. Și am văzut că, din păcate, sunt invitați, că spunea domnul Paraschiv că a fost aseară, spunea aseară că dânsul a însoțit delegația din Germania la primarul municipiului, a făcut și niște afirmații destul de, să spunem, dăunătoare primăriei municipiului Târgu Jiu, că aparatul nu susținea o altă locație, că puzul durează mult, în fine, amănunte de genul ăsta. Cert este că atât timp cât viceprimarii nu știu de astfel de discuții cu potențiali investitori, își cheamă consilierii de la partid sau consilierul de la partid. Adică doar pe domnul Paraschiv. Pe domnul Paraschiv. Doamna Grădinaru, colega de consiliu de la PMP, aseară fiind în emisiune, a întrebat dânsa de ce n-a fost. Și aici vine partea amuzantă, din păcate, și tragică a acestei povești.
Domnul Paraschiv spune că dânsul a asigurat traducerea. Dânsul vorbește germană foarte bine, dar vreau să vă spun un lucru. Cel care reprezintă firma, știu asta de la oameni care ne-au povestit despre oameni din conducerea primăriei care au avut tangență cu respectivul director al firmei germane, este român la origine. Deci nu era deci, nevoie de nicio eu nu cred că traducere. Am ajuns la nivelul la care domnul Paraschiv trebuie să-i traducă domnului primar Romanescu din limba română în limba română. Bun, că ar fi foarte grav. Bun, acum dumneavoastră o dați așa în partea de cancana subiectului, cine nu, știe, sunt, fi venit... Nu, sunt foarte îngrijorat. Cu ghilimele mi se pare nu, că Nu, sunt foarte îngrijorat. De ce? Pentru că îngrijorat? Iubesc prea mult orașul ăsta și sunt îngrijorat dacă ajungem la chestiuni de genul acesta. Bun, acum... În fine, vreau să fac o scurtă paranteză cu permisiunea dumneavoastră, am vorbit totuși destul de mult, dar... Dom'le, am fost acuzați chiar de vocea acestui traducător de limbă germană, domnul Paraschiv, că PSD-ul a alungat investitorii de fiecare dată din municipiul Târgu Jiu. De câte ori l-am întrebat concret un caz de investitor care a venit la Târgu Jiu și PSD-ul i-a închis ușa, n-a putut să ofere niciodată un exemplu concret, deci a făcut numai cancan, așa cum termenul îmi place și îl folosesc și eu, a făcut numai cancan în acest sens și acum când au avut ocazie. Deci, domnule, țintă pe ușă niște investitori, trecând de faptul că n-a fost acolo prezent și viceprimarul sau viceprimarii n-au fost prezenți, s-au intrat pe ușă niște investitori. Inițiezi un proiect de hotărâre și nu ești în stare să te lupți pentru el? Nu ești în stare să soliciți de la firma respectivă un document că vor să facă lucrul ăsta? E îngrijorător. Bun, haideți ca să le luăm pe rând. Vorbeați dumneavoastră despre faptul că nu știați despre societatea din Germania care și-ar dori să investească la Târgu Jiu. Eu știam, e adevărat, de la domnul primar Marcel Romanescu, nu știu, înțeleg de la dumneavoastră că nu s-a discutat subiectul în cadrul primăriei Târgu Jiu cu echipa primar, viceprimar și deci cine mai are... Deci n-a fost discuție în acest sens... Domnule, trebuie conducere. Să faci. A făcut materialul, s-a spus că este un material care trebuie să susțină investiția respectivă. Deci dumneavoastră lăudabil, spuneți că v-ați fi opus sub proiectului doar pe motiv că nu exista acel referat de oportunitate. Nu, ne-am fi opus acestui material pentru că materialul inițiat de primarul Romanescu era nu făcea referire cu absolut nimic la acea investiție. Vorbea doar de schimbul de terenuri. Și atunci cum v-a sunat? Cumva că proiectul vine în favoarea omului de afaceri? Adică ați avut acest semn deci, de întrebare? Ați avut această... Bun, văzând documentele respective, puteam trage o singură concluzie, că deocamdată rezolvăm doar problema unei firme care a mai încercat de câteva ori să facă acest schimb de terenuri cu primăria municipiului Târgu Jiu. Înțeleg că solicitarea omului de afaceri a fost depusă în perioada în care colegii dumneavoastră de la PSD reprezentau primăria municipiului Târgu Jiu. E adevărat? Vorbim despre ce? Despre cel cu investiția sau nu, cel mă refer la domnul Nicolae Sarcină, cel care a depus solicitarea schimb de terenuri în perioada în care cine era? Domnul Cârciumaru sau domnul Aurel Popescu? Eu știu că a mai fost, cred că înțeleg nu mai mult de un an. Domnul Romanescu i-a dat curs. Nu, a mai fost discuție în Consiliul Local, cel puțin în comisii și a fost respinsă. Pe motiv? Solicitarea. Dar pentru nu este că un lucru rău să ajutați oamenii de afaceri. Sunt perfect de acord, dar trebuie să existe o oportunitate. Și știți de ce? Pentru că ajungem și ne trezim pe la DNA și ne întreabă de ce ați făcut dumneavoastră schimbul ăsta, cu ce ajută primăria. Și până explici că, domne, am pus interesul omului de afaceri asta din Târgu Jiu. Asta vreau să zic, nu ajută primăria, nu încurcă primăria, dar ajută oamenii de afaceri locali. Bun, corect, dar dați-mi voie și eu, ca ales local, să spun, da, domnule, sunt de acord cu acest schimb. Creezi locuri de muncă. Ajuți la dezvoltarea zonei? N-a existat un argument, da? Sau dacă exista acea hârtie în spate, că dacă se face acest schimb de terenuri, acolo va veni o firmă care va derula o investiție și care va crea 30, 300, 3000 de locuri de muncă. Dar deocamdată, pentru că și noastră presa ați mai relatat, domne, de multe ori nu s-a înțeles exact de ce s-au făcut anumite schimburi de terenuri. Și ajung și sunt chemat la cine știe ce instituție a statului să dau cu subsemnatul și până se trage o concluzie și se vede, domne, totuși a fost, n-a existat un act de corupție, Doamne ferește, la mijloc, țin prima pagină a ziarelor și știrile, nu? Uite, domne, a fost chemat la DNA sau a fost chemat la parchet sau a fost chemat, mai știu.
dați-mi nevoie să ne și protejăm atunci când luăm o decizie, oricât am considerat că trebuie să-i ajutăm pe toți. Da? Nu am niciun dubiu că vă protejați foarte bine în momentul în care stabiliți ce aveți de făcut. Pe de altă parte, de asemenea, spuneați dumneavoastră despre faptul că Partidul Social Democrat nu a blocat investitorii în municipiul Târgu Jiu. Păi, domnule Adrian Tudor, până acum un an și ceva, care a fost năvala investitorilor, sau hai să zic 2 ani, în Târgu Jiu? Nu au prea fost investitori în Târgu Jiu. Era un singur operator universal valabil în toate domeniile de activitate, avea... Doamna Novoceanu, atunci când au venit hotărâți să deruleze Știm investiții... Știm că acea firmă de cablaj a mai tot încercat, nu aceeași, dar alta, pe același domeniu. Au primit și teren cu facilități, nu au venit. Au primit și care a fost problema? Ei, uite că acum lucrurile s-au schimbat de ceva vreme, păi, în bun, bine dar... e adevărat. Dom'le, consider firma că asta nu... care funcționează la Rostramo de cablaj, da, de primii care au venit acolo pe platformă, întâmplarea a făcut, așa de Dumnezeu, au sunat pe fix, nu era nici domnul primar Cărciumaru atunci în primărie, nici domnul vice Popescu, eram eu. Eu primul contact l-au avut cu mine, eu am stabilit prima întâlnire. Vă rog să mă credeți că atunci când am zis, dom'le, trebuie să vină directorul firmei la Târgu Jiu, vrea să discute conducerea primăriei, le-am spus și colegului viceprimar și domnului primar de atunci, vă dați seama că nu mai avea nimeni încredere că vine cineva totuși și face o investiție. Pentru că atât de mulți se perindaseră, atât de mulți. Și vorba aia cu facilități făcute de Consiliul Local, terenuri la prețuri accesibile, cu utilități duse până păi acolo. De asta am un semn de întrebare, ce s-a întâmplat decizia de n-au venit. Decizia le-a aparținut. Asta este semnul meu de întrebare. Acum, mie mi se pare trist, domnule viceprimar, că oamenii de afaceri ne aleg pe următoarele criterii de sărăcie, nu de șomaj de și așa mai departe. Nu. Despre ce vorbim? Este principalul criteriu pentru și, care vin vedeți, investitorii. Oamenii vin, adică dumneavoastră practic nu a trebuit să depuneți niciun efort în a-i contacta. Vin oamenii singuri. Bă, unde e cea mai săracă zonă din țară? Hai în Gorj, nu, că ia uite câți șomeri sunt. Zonă din Hai țară, să-i sunăm Gorjul, pe domnii de la... Fericire. Bine, lăsați, nu ne lăudați foarte mult cu... Eu mă uit pe statistici și... Da, știți cum e că nu trăim nici noi din statistici și păi statisticile nu ne ajută cu nimic. Mai aveam noi, eram pe locul 5 sau 6 ca nivel de salarizare din România. Era vorba despre cei care ridicau foarte mult pragul angajați la Complexul Energetic Oltenia, dar restul județului era vai de mama lui, dacă asta pot e. Să spun așa. Uite, acum, slavă Domnului, sunt locuri de muncă. Slavă Domnului, sunt locuri de muncă, da? Și ceea ce vreau eu să subliniez este că nu se datorează niciun fel autorității locale că ar fi fost, s-ar fi dat de ceasul morții să contacteze investitori și așa mai departe. Nu, oamenii ne-au ales pe noi. Nu, o secundă. Este aici atrageți, meritul oamenilor de afaceri. Vreau să vă spun, vă pripiți de ce spun asta. Vă normal ascult. Că dacă... Am dreptul de opinie, da. E normal. Și trebuie să știți cum s-au derulat și lucrurile. Că fiecare care a venit și a zis, dom'le, vreau să fac o investiție, atunci, de exemplu, cei care, fabrica de cablaje, care a și deschis la Rostramo, pe platforma de la Rostramo, în secunda 1 când a venit, s-a urcat în mașină domnul vice Popescu, care răspundea de toată povestea asta, și au luat-o din locație în locație. Oamenii au spus, dom'le, ne trebuie teren, suprafața asta, hală, suprafața asta, posibilități de a extinde, pentru că noi oricând luăm în calcul să dizlocăm din Europa anumite fabrici și să le aducem aici și așa mai departe. Au spus cam ce caut. Atunci au început din partea de nord. Au fost și la Artego, la domnul David, au găsit o variantă acolo, nu putea să fie extinsă, pentru că nu permitea geografia locului. Au fost și la Mirf, au fost și la Rostramo, au văzut foarte multe locații, împreună cu viceprimarul, da? Dom'le, i-a dus acolo, a vorbit cu fiecare proprietar în parte, i-am ajutat cu tot ceea ce au considerat că trebuie să-i ajutăm. Și poate și mai mult decât atât. Și mai mult decât atât. Dar întotdeauna când au spus avem nevoie de asta, am fost destul de prompți. Nu cred că există investitori care, repet, nici să spună că i-a închis PSD-ul și ANAS, sau primăria pe vremea PSD-ului când conduceam și cu primar, sau că aici nici măcar nu ne interesează, sau că le cere cineva ceva. Bun, asta este problema. Rămâne totuși un semn de întrebare. De ce până acum nu ne-a căutat nimeni și de ce atunci când ne-au căutat nu s-a concretizat nimic? Asta este semnul de întrebare ocazia pe care eu personal mi-l ridic de câte ori mă gândesc la acest subiect. E absolut în regulă că eu am pus în momentul întrebarea în... asta lor. Le-am pus întrebarea asta. Pe ce? De cui? Ce acum?
De ce nu? Cui ați spus întrebarea? Celor care au venit cu investiția asta la, așa, și ce la Rostrom. Și au spus acum e rândul Gorjului. A cui e rândul dumneavoastră? Au fost în tot vestul, fiind aproape de graniță, s-au extins, caută și forță de muncă disponibilă, e normal, e normal că se întâmplă asta. Și acum e rândul nostru. Bun. O altă problemă, că tot am ajuns la subiectul ăsta, dar revenim la Consiliul Local care a avut ședința în plen, care s-a desfășurat ieri. Vreau să vă întreb, domnule viceprimar, cum vedeți dumneavoastră rezolvarea problemei legate de forța de muncă? Nu neapărat calificată, că și așa suntem extrem de deficitari la acest capitol, dar forța de muncă efectiv lipsește. Au înțeles oamenii de afaceri din discuțiile pe care le purtați cu dumnealor că salarizarea nu mai poate fi aceea minimul pe economie, oamenii trebuie să aibă un motiv să rămână în țară, nu neapărat să se mai și întoarcă. Corect. Cei care au plecat. Au priceput aspectul acesta. Nu. Vă dați seama că nimănui nu-i convine. În momentul în care ai un business și ai niște angajați, nu-ți convine că ți se cere să mărești salariile. Acum vorbim de două tipuri de investitori și lucru pe care nu-l înțeleg eu, de exemplu. Avem în România multinaționalele care, sau haideți să luăm rețelele de retailerii, supermarketurile. Doamna mea, într-un supermarket, nu vreau să dau nume, același produs îl găsim la același preț la Târgu Jiu și la Berlin, la Târgu Jiu și la Paris, la Târgu Jiu și la Londra și peste tot în lumea asta. E același preț, da? Dar păi nu atunci, calitate bun, asta cu calitatea am văzut că eu tem. Dar utilitățile sunt la același preț, da? De ce îmi ții salariile astea? De ce angajatul care face aceeași muncă la Berlin în magazinul tău îl plătești cu atât și românul îl plătești de mizerie? Și în momentul în care încerci să ai un dialog și să încerci să le spui, bă, băieți, nu mai suntem fraierii voștri, da? Încep presiunile. Normal, își permit, sunt state puternice, au în spate capital, își permit să pună presiuni pe guvern, să mai subvenționeze un ONG-ul, să mai scoată în stradă niște oameni, să mai susțină un comunicat al nu știu ce ONG sau analist economic pe afară. Asta se întâmplă. În momentul în care le-am cerut să plătească impozit pe cifra de afaceri și nu pe profit, iară ies oamenii în stradă. La noi în România ies oamenii în stradă din două motive. Unul, când ies, cum e la mod acum, că cum ne dăm la multinaționale și la bănci și le cerem să fie corecți cu statul român și să plătească, da? Făcând o paranteză aici. Păi ei plăteau, până acum se plătea impozit pe profit. Păi profitul lor știți că e scos din țară tot prin firme de consultanță de ale lor, vin și fac nu știu ce audit și scot profitul, da? Dar firma aia e din Franța, nu e din România. Și când le-am cerut la cifră de afaceri să plătească 1% sau cât, normal că nu le convenea, nu le convine. Ei, și spuneam, ies în stradă din două motive. Odată când statul cere ca să fie respectat, da, statul român, pentru că avem nevoie de bani pentru investiții și nu le cerem prea mult, sau când ne jucăm un pic cu, sau susținem un pic Basarabia și rușii susțin și scot ungurii în țară. Sigur pe la Târgu Mureș. Sigur că ați deschis calea către multe subiecte discutând despre aspectele menționate puțin mai devreme. Și anume motivele care stau la baza ieșirilor în stradă. Nu cred că sunt singurele cele despre care vorbiți dumneavoastră. Nu cred că oamenii au ieșit în stradă la îndemnul sau doar la îndemnul multinaționalelor, nemulțumite de măsurile luate de guvern. Noastră, nu doar la îndemnul lor. Dumneavoastră nu luați în calcul faptul că aceste multinaționale practic susțin cetățenii acestei țări. Sigur. Da? Sigur. Au dat locuri de muncă. Statul nu a fost capabil să genereze... Dar statul nu trebuie să... Păi nu, dar trebuie să gândească politici care Corect. Să favorizeze Corect. Înființarea Auziți? Locurilor de muncă. Dar cum vi se pare că băncile în România n-au profit de nu știu câți ani, dar a treacut dacă închide vreuna? Și asta băncile este străine. Adevărat. Și asta este adevărat, însă... Nu? Și cum metodele începem pe care un pic dumneavoastră... să-i scuturăm? Cum încep? Cu presiuni. Crește euro, crește roborul, încep cu presiuni pe sistemul bancar. Haideți că nu mai suntem românieri în anii 90,
să ne bucurăm la ajutoare. Nu, dar ați fost de mai multe ori la guvernare și până acum nu ați gândit nicio astfel de politică. Ba da, în permanență. Și dacă vă uitați pe Google și căutați perioada guvernului Năstase, vedeți că tot prin niște măsuri prin care am pus piciorul în prag, a fost creșterea economică. Principalul motiv... Știți ce mă doare care... și spun eu că sunt în stradă? Marea majoritate. Sunt mulți care și cred în ideile lor și spun, domnule, nu e bine. Medicii de ce ies în stradă tot la îndemnul multinaționalelor? Profesorii de ce ies în stradă tot la îndemnul multinaționalelor? Pentru că, din păcate... de ce e în stradă Apia tot la îndemnul lor? Din păcate, pentru medici și profesori, încă n-am făcut tot ceea ce am promis. Încă. Am reușit, în schimb, să punem ăia 25% care l-a trăiat fostul guvern de dreapta. Am reușit. Atunci n-a ieșit nimeni în stradă. Când li s-a tăiat 25%. Când ne-au închis școli, spitale și așa mai departe. Nu sunteți mulțumiți? Nu, nu spun așa. Motivele nu spun așa, care stau, că încă, nu, motiv încă nu suntem noi mulțumiți legat... de cât am îndeplinit din programul de guvernare. Și știm că trebuie și mai mult, și mai mult. E normal. Da? Am început, am reparat în primul rând greșelile care s-au făcut. Impozitul, de alții, repet, de pentru dumneavoastră și pentru telespectatori și ascultători, nu sunt un om al cifrelor, dar spun oamenii ăștia de afaceri, mă, guvernul Tudose a gândit să ne pună impozit pe cifra de afaceri. Păi și dacă cifra de afaceri e una, dar eu nu am profit, păi ce fac, plătesc impozit fără ca să obțin profit? În momentul în care nu ai profit, cum mergi mai departe? Hai, poți să n-ai un an, poți să ai pierdere. Ai mă mențin. Da? Păi cum poți să plătesc impozit dacă eu nu obțin profit? Dar utilitățile cum le plătești? Să... doar un exemplu. Hai să zicem că obțin profit, dar sumă mică. Nu obțin cine știe ce. Cum poți să... Dar rulajul meu este unul uriaș. Orice taxă de genul ăsta. Cum să plătesc impozit pe cifra de afaceri dacă eu poate sunt pe minus anul ăsta? Păi ce fac? Nu. Orice taxă de genul ăsta, el știe, omul de afaceri știe, domnule, începând de acum, modul de calcul al tarifului, al muncii pe care, al produsului pe care, prețul produsului pe care îl dau, da? Va conține și acest impozit pe cifra de afaceri. Haideți să, cum să vă zic, cunosc atât de multe cazuri în Târgu Jiu, oameni cu cifre de afaceri fantastice, pentru că legea le-a permis și cu niște contabili foarte buni n-aveau niciodată profit. Dom'le, cu cifre de afaceri foarte mari. Nu aveau niciodată profit. Da, ce faceți cu cei care chiar sunt de bună credință? Și să știți că nu inventăm noi. Dar nu zic că datorită faptului că erau de la credință. Nu. Da, nu, sunt dar și trebuie oameni, să înțelegem sunt că... și întreprinzători de bună credință care chiar se vaită pe bune că nu știu cum o să gestioneze situația de acum încolo. Ce faceți cu ei? Tot primim avertismente, gen o să ne restrângem activitatea, o să dăm oameni afară. Nu facem decât supoziții. Dar când scade de la 16% la 10%. Bine, dar am văzut că în general, domnule Tudor, se merge pe supoziții, că și dumneavoastră când ați construit programul de guvernare, asta la bază tot o supoziție și s-a demonstrat că lucrurile n-au fost așa cum ați crezut dumneavoastră. Știți de ce? Pentru că 2016, de exemplu, a fost un an în care nu s-a făcut niciun proiect pentru țară. Noi n-am putut ca să aplicăm niciun proiect început în 2016 pentru că nu era niciunul făcut. Am avut un guvern de tehnocrați care numai românește n-au simțit și numai românește n-au gândit. Acum știți că sunt mulți care îl regretă. N-am auzit pe nimeni, iertați-mă. Bine, fie și cum chiar spuneți dumneavoastră. Acum, dacă e să facem o paralelă între 2016-2017, dincolo de majorările salariale despre care spuneți dumneavoastră că au avut loc și într-adevăr au fost majorate veniturile, în special ale angajaților care lucrează în sistem bugetar, da, investiții nu au existat, domnule Tudor. Pentru că atunci când demarezi o investiție, trebuie să faci un proiect pentru investiția respectivă. Știu, o să-mi spuneți, respectiv. O să a existat PNDL 2. Bine, bine, dar banii nu au fost stați, adică doar pe hârtie. Ne-au spus cei de la PNL, stați, mă, nu vă bucurați că nu o să primiți bani, cine știe când o să vi se dea bani. Bine, asta cu PNL-ul și banii și cu fonduri europene și cu fonduri de investiții nu e compatibilă cu ei, că săracii au reușit un zero atracție fonduri europene anul trecut. Tehnocrații ăștia care acum sunt pe la, sau erau și înainte pe la PNL și sunt de dreapta. Nu prea și sunt la PNL. Haideți că mai sunt. Că nici la PSD vă garantez eu că nu e niciun. Dar în fine, au fost agreați și s-au iubit mult.
Știți care e problema? În momentul în care, domnule, am un milion, mă apuc de autostradă, de tronsonul sau de autostradă, du-te la modă și discutăm, că toți vrem să facem o dată autostrăzi în România. Păi cât durează proiectul pentru lucrul ăsta? Dacă aveam un milion, puteam începe de la 1 ianuarie, de când am preluat guvernarea, să mă apuc de tronsonul de autostradă? Nu. Trebuie să mă apuc să fac proiect, să fac studiile alea care, domnule, de care Tudor, ne omoară, nu, de fezabilitate. Nu a existat nimic lăsat de guvernul Ponta pe care să lucrați, că nu expira nimic. Păi pe ce a lăsat guvernul Ponta, a reușit în una de zile să blocheze guvernul Cioloș tot. Stați liniștită. Ce nu pot face să zic? Oamenii, ce pot să zic? Oamenii s-au priceput la chestia asta. Deci, bun, haideți ca să vă mai spun ceva. Oamenii, să știți că sunt destul de sictiriți de explicații din astea. Oamenii nu mai vor să asculte sau audă explicații. Oamenii vor să vadă măsuri concrete și vor să simtă binele despre care dumneavoastră, oamenii politici, vorbiți în propriul buzunar. Ei, corect. În momentul acesta lucrurile nu se petrec chiar așa, pentru că paralel cu majorările despre care vorbiți dumneavoastră, au crescut și prețurile. Să vedeți ce interesant va fi roborul, când o să roborul vedem. Și așa mai departe. Da, o să vedem, deci că și acolo nu se mai reflectă în deloc în nivelul de trai majorările despre care dumneavoastră vorbiți. O să vedeți că sunt niște interese acolo, are unora. Acolo unora. Iar și cu roborul, spuneam mai devreme, așa? Și cu creșterea euro, da? Și așa mai departe. Pentru că am deranjat. E adevărat, noi, România, că acum, prin guvernul PSD, dacă am vedea i-am deranjat pe măsurile... unii care nu făceau decât să ia. Bun, dacă măsurile întreprinse de dumneavoastră într-un final o să se dovedească a fi unele din spirit naționalist, credeți-mă pe cuvânt că o să am curajul să vă felicit și să recunosc că am greșit. Dacă, în schimb, ceea ce ne avertizează analiștii financiari se adeverește, o să fie o dezamăgire uriașă pentru unii poporul Unii ne avertizează, unii ne felicită. Depinde cine plătește. Bun, revenind un pic la ce s-a întâmplat ieri în Consiliul Local, domnul Nelu Pavel... Ideea este în felul următor. Dom'le, toți ne uităm cu admirație la cum lucrează Polonia și cum pune piciorul în prag când vorbește de interesul țării. Așa. Da? Haideți că ați adus în discuție un subiect extrem de interesant facem. Care nu vă avantajează. Asta trebuie să facem și noi, da, ca români, indiferent de culoarea politică a guvernului, interesul național. Păi dacă noi toată ziua ne pârâm la Bruxelles unii pe alții, toată ziua aplaudăm măsurile de la Bruxelles care nu sunt în avantajul României. Azi, dom'le, am trăit să vedem când, în momentul în care am pus piciorul în prag și am cerut să respecte angajații români multinaționale, de unde au venit primele critici? De la Bruxelles, nu? Pentru că au în spate clasă politică care le susțin pe aceste multinaționale. Dumneavoastră trebuie să recunoașteți că încercați marea cu sarea și anume vreți să nu, aplicați niște măsuri iluzie, care nu se mai aplică niciune... Lăsați-mă să termin fă... mai puțin. Aplicați niște măsuri care nu se mai aplică niciunde în Uniunea Europeană. Dumneavoastră nu aveți un exemplu după care să vă ghidați și înțeleg că undeva prin Spania sau prin Italia au fost întreprinse o parte din ceea ce vreți dumneavoastră să faceți, dar perioada de simulare a fost de vreo 2-3 ani. În niciun caz, așa, pe 3 luni... Nu pot să comentez subiectul din simplu motiv că eu n-am citit nicăieri acest lucru, nu vă contrazic, Doamne ferește, o să caut să studiez dacă există vreo paralelă în acest sens. Nici nu, nu există, pentru că nu. Pe tema de măsuri, păi dumneavoastră, de guvern, dumneavoastră ați adus în discuție. Nu, veneam să vă aduc și documentat. Ultimul document elaborat de fiecare asta minister spun. În parte cu ce s-a făcut până nu acum se, din programul de guvernare. Nu, da? nu se... Mai mult, mai puțin, dar s-au știți, făcut pași. Că nu au mai venit colegi de dumneavoastră cu programul de guvernare și în ce măsură a fost el realizat. Da, repet, nu e convingător discursul păi, ăsta când citim de pe foi. Altfel nu putem să discutăm. Ce să facem? Dom'le, decât să discutăm pe... Păi dumneavoastră... Unul cu unul fac atât, da? Asta s-a promis, asta s-a făcut, asta nu s-a făcut, de ce? Da. Păi asta trebuie să informăm populația, da? Că citim de pe foaie, că venim cu... Haideți ca să la vă tablă. Mai spun ceva, să știți da. Că nu mai ține discursul ăsta cu explicații eu și știu cu că nu ține, dar suntem, da, oamenii dar suntem obligați să spunem. Ce să apar să spun oamenii ce frumos nu mai e. Acceptă modul ăsta. Știți că e mai bine politician. Să vorbiți liber, domnule eu Tudor. Eu vorbesc liber. De dar genul zic. De politician care spun și când nu convine. Asta e, trebuie să-i spun, nu pot să mint. Aveți curajul de a le spune colegilor ce nu le convine? Da. Să audă? Păi, de-a lungul timpului, m-ați văzut că întotdeauna le-am spus. Le-am spus-o și public, da?
Dumnezeu, le spun, da. Dacă ne lăudăm, ne mințim, ajungem să... Că tot am început discutând despre ceea ce s-a petrecut ieri în Consiliul Local, avem domnul Nelu Pavel foarte supărat pe faptul că domnul Adrian, scuzați-mă, domnul Marcel Romanescu, domnule Tudor, nu l-a primit la discuții în vederea rezolvării situației romilor care, comercianților din târgul de haine vechi, de la Coleus, așa cum este denumită zona din Ciocârlău. Sigur că în apărarea domnului Romanescu au sărit colegii de la PNL care l-au acuzat de minciună pe domnul Pavel. Unde este adevărul? Ce s-a întâmplat? Eu am văzut că domnul Pavel a spus că, domnule primar, am venit atâtea ori și nu m-ați primit. A zis că ați ieșit dumneavoastră la mine pe hol. Mă rog, nu știu ce... E un tip de comunicare, pe hol, probabil. Chiar mă gândeam, zic, o avea microfoane în birou. De-aia iese omul pe hol. Dar lăsând gluma sunteți, la o parte... Da, asta vreau să sunteți ironic, dar se teme domnul Romanescu că este interceptat? Nu știu, întrebați-l, nu știu. Așa, iar nu știu de dumneavoastră unde puteau să știe... Dumneavoastră să discutați la dumneavoastră în birou o problemă? Păi eu n-am de ce să mă feresc. O să discut... Și care ar fi problema? Adică asta, masă, dacă, nu, asta vreau să, dacă ar fi o discuție cu microfonul pe masă, care ar fi problema? Ce ar putea să fie neregulă? Eu știu. Gestionăm o problemă. Sigur că da. Nu? Eu așa gândesc. Nu știu. Da, fiecare acum, în relația cu cetățeanul, comunică cum consideră mai că eficient. Că mă gândesc că dacă Nelu Pavel a avut tupeul să vină, curajul, nu tupeu, că nu a fost o chestie lipsită de bun simț, a fost o poziție pertinentă. Cu niște propuneri. Ca să rezolvăm problema asta. Din moment ce a avut curajul să vină în Consiliul Local și să ridice această problemă, cred că nu avea nimic de ascuns, nu? Că dacă era o chestie pe șustache cu ghilimele de rigoare, nu venea el în Consiliul Local. Se ducea așa, l-aborda pe stradă. Dom'le, iată-te încoace să spun o vorbă. Nu așa, așa se mă nu? Gândesc și eu, da. Ce da, am văzut ce au zis și colegii domniei sale de la PNL, că nu e adevărat. Acum, nu știu cum puteau dânsii să spună că nu e adevărat, că nu cred că e vreunul care fac curând un birou acolo de servici, să vadă cu cine vorbește, să fie atât de mult să se fi reglat relația între primar și consilierul lui de la PNL, încât să deja să colaboreze. De ce vorbiți despre situația asta în care domnul Romanescu nu colaborează cu colegii de la PNL? Nu, am văzut. Ați că observat? nu-i votează proiecte. Cum adică? Stați un pic. Cum adică nu-i votează proiecte? Sunt proiecte pe care colegii de la PNL nu-i le votează. Dați-mi și mie un exemplu. Păi, de exemplu, luna trecută a fost o dezbatere foarte interesantă legată de norma de hrană pentru poliția locală. Proiect inițiat de primarul municipiului Târgu Jiu, nevotat de colegii domniei sale de la PNL. Care să fie problema? Abar n-am vă dat seama, am atât de multă treabă, nu stau să înțeleg. Nu că ar dura mult să înțelegi, da? Nu, efectiv, mă interesează. Ca un politic, nu în calitate de viceprimar, ce înseamnă asta? Păi nu e bine. Nu e bine și vă spun de ce. Pentru că în momentul ăsta totul pică pe echipa de consiliere a PSD-ului. Ca să asigurăm funcționalitatea aparatului primăriei, dacă cei de la PNL încă se consideră într-o opoziție din asta și votează împotriva primarului. Prima dată am pus-o pe obișnuință, că erau din obișnuință. Nu și-o dat seama că s-a schimbat primarul, că e de-al lor. Pe urmă că, mai citesc și eu în presă, că nu au o relație bună, că nu l-au ajutat, că... Dar mă rog, sunt problemele lor. Repet, păi dacă n-ai dialog cu ai tăi, nu reușești să ai dialog cu consilierii tăi, apoi... Cu cine să discuți? Cum să vii să spui, nu pot să fac nimic că știți majoritatea din Consiliu are PSD-ul și nu-mi votează proiectele. Ei, ia să vedem că noi i-am votat mai multe proiecte primarului Romanescu decât i-au votat colegii de la PNL. Bun, acum exagerați. Nu. Ieri s-a întâmplat ca... De când e dânsul primar? Cei de la PNL, colegii de la PNL ai domnului primar, să nu-i voteze proiecte? Ieri nu știu, nu-mi amintesc dacă a fost un proiect pe care nu l-au votat. Ieri. În ceea ce privește relația cu dumneavoastră, echipa de viceprimari s-a deblocat cumva situația?
Nu pot să spun că s-a deblocat, că așa funcționează de când a venit domnia sa. Deci nu a existat nicio discuție în... Am avut o discuție prima dată, i-am spus atât eu cât și colegul Aurel Popescu că nu suntem genul de oameni care să căutăm să tragem spuza pe turta noastră. Normal că acum să nu creadă cineva că muncim să-i facem statuie lui Marcel Romanescu. Trebuie să scoatem în evidență și meritele pe care le avem și proiectele pe care le punem în aplicare. N-am încercat niciodată să-i blocăm un proiect primarului Romanescu, lucru care, din păcate, văd că se întâmplă din partea domniei sale. Și vă ieri blochează proiectele? Ieri eu am trăit un moment legat de acel proiect de hotărâre cu panourile informative și de punere în valoare a ansamblului Constantin Brâncuș, în care n-am înțeles modul de abordare. Ce s-a întâmplat? Păi, în urmă cu vreo 3 ani, Centrul Brâncuș a demarat un proiect pentru înlocuirea panourilor care existau în parcuri și pentru suplimentarea cu panouri de informare privind ansamblul și punerea în valoare a ansamblului Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, care încep cu panouri de mari dimensiuni dinspre București, când intri și ajungi la Parcul Coloanei, de exemplu, panouri cu informații despre comportamentul pe care trebuie să-l ai când te afli în jurul operelor, cu istoricul și istoria acestui ansamblu și fiind într-o zonă protejată istoric, într-o zonă de monumente, avize, Ministerul Culturii, proiectanții, agreați de Ministerul Culturii, ăștia costă mult mai mult decât unii care nu au aceste capacități sau aceste permisiuni de a face proiecte în zonele respective. Expertize tehnice, proiectul cu care au venit arhitecții, pentru că a fost un proiect realizat de echipă de arhitecții și am văzut, au fost mai multe variante. Dom'le, cum pun în valoare alții operele de genul ăsta, în lumea asta? Uitați ce propunere avem. Cu panouri gravate, cu litere 3D, cu LED-uri iluminate noaptea, 16 astfel de panouri și ieri m-am trezit că așa, managerul centrului Brâncuș are un contract de management, domnule, semnat cu primarul municipiului, în baza unui contract. Scrie acolo negru pe alb și chestia asta trebuie să facă, să pună în valoare ansamblu prin informații și panouri și așa mai departe. Și ieri a scos de pe lunea de zi materialul. N-a motivat că e o sumă prea mare. De adevăr, sunt 100.000 de lei. Am împărțit la 13 panouri. Îți vine undeva la 7.000 și un pic de lei, 70 de milioane. Dar asta nu înseamnă că panoul costă atât. Asta înseamnă cu tot, cu montaj, construcție, că și eu am zis, băi frate, ce-i cu sumele astea? Dar când le iei și vin aia și ți-arată devize și ți-arată indicatorii și vezi cum stau lucrurile, le înțelegi. Acum vrei lucruri de calitate, plătești. Că puteam încerca și varianta dacă nu dă banii sau dacă nu susține astfel de proiecte și aș fi curios să spună, domnule, susțin sau nu susțin proiectele centrului Brâncuș pentru promovarea ansamblului? Și mă, să ia omul niște cartoane să scrie pe ele cu carioca Parcul Coloana fără sfârșit, că probabil așa o să facă economie la buget. Pentru că dacă în Consiliu a zis că a fost un viciu de procedură, că nu știu ce, n-a fost o semnătură pe un referat, în condițiile în care suma a fost prevăzută în planul de investiții al municipiului Târgu Jiu, care a avut la bază referat semnat de toată echipa din conducerea primăriei, dar așa căutăm motive, după aia am văzut că la presă a zis că ne costă prea mult. Dar nu ne costă am prea mult că sunt nu... bani la bugetul sigur, local. Dar nu ne costă prea mult că încercăm să facem economie când vorbim de Constantin Brâncuș. Nu ne costă prea mult că încercând să facem economie în loc să ai... Dau exemplu ăsta, banal, cu niște panouri informative, să ai un panou de mari dimensiuni, cu litere 3D, cum am văzut și noi în lumea asta, că așa își pun în valoare obiectivele turistice unii și alții, da? Să ajungem să punem o tablă, să lipim un autocolant pe ea, acolo să se mai dezlipească când bate soarele în ea. Renunțați la acest proiect? Nu. Ideea e în felul următor. Și știți de când am venit viceprimar și mi s-a dat zona asta ca să o susțin, da. Să o susțin, că o administrează specialiștii care și-au câștigat concursul acolo. Am spus foarte clar, ridicăm ștacheta. Găsim variante, înseamnă costuri, dar ridicăm ștacheta. Trebuie să arătăm că suntem unici, pentru că prin ansamblul ăsta suntem unici.
noi Târgu Jiu. Dacă nu înțelege lucrul ăsta, dacă ei văd, vă dați seama cum am simțit eu ieri când eu știam că Centrul Brâncuș sunt responsabili, nici măcar nu ne-a chemat domnul viceprimar. Domnule, vreți un miliard sau vrea Doru Strâmbulescu un miliard pentru niște panouri. Domnule, nu vi se pare exagerată suma? Și eu eram sincer cu domnia sa și spuneam, da, domnul primar, mi se pare și mie mare suma. Dar hai să ne uităm pe devize. Hai să ne uităm ce vrea omul ăsta să facă. Sau să-l fi chemat pe el. Ia dum, domne, și mie proiectele alea să mă uișu ca să nu mor prost. Să văd de ce costă un panou 7.000 de lei. Un panou de impunere în valoarea ansamblului. Da? N-a făcut lucrul ăsta. N-a făcut lucrul ăsta. Eu mă uitam și mă uitam și zic, dumne, oamenii ăștia o să creadă că eu aveam ceva interese aici, la mijloc. Financiare. Da? Sună cumva. Te doare lucrul ăsta, să știi. Te doare. Pentru că vrei să faci niște lucruri și niște lucruri cu care să te mândrești în orașul ăsta și cu care orașul să se mândrească. Deci, domnul primar, a și toți neaveniții își dau cu părerea și îl influențează, că sunt sigur că toți... Pe domnul primar? Că... Cine l-a influențat? Păi văd și eu că văd după aia, imediat, pe la un post de televiziune local, doi mari realizatori. Nu mi-a atacat colegii, că nu... Mă opresc, da, nu vi-a nu atac. Susțin, dar văd, știți ce au spus aseară? Astea, da. Primarul Românescu a fost informat de serviciile secrete și a scos proiectul de pe ordinea de zi. În aiba. Cu privire la ce a fost la informat? Panourile astea. Că ce? Păi eu știu. Conțineau cine știe ce păi chestii? Știu. Nu știu. Deci, domne, oamenii ăștia l-au susținut faceți, în campanie. Faceți glume cu mine? Nu. Oamenii ăștia l-au susținut adică în campanie. Adică serviciile secrete, statul domnule, paralel a sunat pe domnul Romanescu și a zis, domnul Romanescu... Nu statul paralel, ia oameni serioși și își văd de treaba domnul lor. Domnul Romanescu, eu vă spun ce scoateți zic. Proiectul de pe ordinea de zi. Eu vă spun ce spun niște moderatori la o televiziune locală care l-au susținut în campania locală și probabil... Domnule, eu recunosc că l-am susținut pe domnul Romanescu în campania electorală. Doamne, recunosc ce să facem? Nimeni nu e perfect. Pot să am și eu păcatele mele. Recunosc că l-am susținut pe domnul Romanescu. Asta ține de... e mult prea personal aspectul ca să pot să-l fac și glumă. Nu, că nu e glumă, e foarte serios. L-am susținut pe domnul Romanescu foarte în campania bine. Electorală, am foarte crezut bine. În domnul Romanescu. Trebuia să vă convinc. Am avut credința că este nevoie de o schimbare în municipiul Târgu Jiu. Trebuie să recunoașteți și dumneavoastră faptul că lucrurile s-au întâmplat mult prea lent și foarte lent aici în orașul acesta și că am ajuns într-un moment în care chiar trebuie să facă cineva ceva pentru a ne dezvolta. Ăsta a fost motivul pentru care eu l-am susținut pe domnul Romanescu în campania electorală și am crezut că domnia luni, sa va reprezenta schimbarea de care municipiul Târgu Jiu are nevoie. Din păcate v-ați convins că... Acum, ce pot, dacă este să mă întrebați personal, zic, doamne, stați puțin, că poate își revine domnul Romanescu, stați un pic, haideți ca să mă nu-l doamne, nu decapităm în piața nu e, publică nu, doamne, ferește, și că... să-i acordăm credit. Da, știți cum e? Și răbdarea noastră a tuturor a cam ajuns așa la o limită. Și apreciez. Că nu, știți, apreciez că recunoaște. Și știți ce... Și nu sunteți singura de fiecare dată eu încerc să mă pun în pielea cetățeanului și nu mă interesează ce gândesc oamenii politici. Eu reprezint cetățeanul în cadrul emisiunii pe care le realizez. Și zic că... așa, domnule, cât să mai avem noi răbdare, că am schimbat PSD-ul de la primărie și am adus un om liberal de dreapta, da? Dar cât să mai avem și cu omul ăsta răbdare ca să-i acordăm credit, ca să-i acordăm timp să se... Aici poporul e suveran. Apoi ce să faceți acum? Oricum, asta este până în 2020. Nu, aici... Ne-am votat soarta. Nu, doamne ferește, nu vă acuz. Păi nu trebuie să ne acuzați, că oricum avem, repet, avem drept la opinie. Știți ce a făcut ieri? Pentru faptul că nici măcar nu să fi chemat pe managerul centrului Brâncuș. Domnule, despre ce e vorba aici? Că îi spunea omul, uite, știți ce se întâmplă acum? S-au băgat bani pentru obținerea vizelor, s-au făcut proiectele astea și riscăm pentru că expiră da. Avem un ascultător. De construcție în luna februarie. Bună ziua, vă ascult! Să rămâne! Bună seara! Bună ziua! Să trăiți! Doamna Emilescu, da. Dacă am avut răbdare 16 ani cu PSD-ul, hai să lăsăm în pace pe Romanescu. Oricum nu avem altă soluție, stimate telespectatori. Hai să lăsăm în pace. Nu vrem păi nu pot să-l las în pace. N-am făcut PSD-ul 16 ani. Și domnul Tudor, nu mai vorbiți de Brâncuș. Ați avut 16 ani la expoziție. Care e răi, moartă. Nu mai vorbiți.
când a murit. Hotărâs ales praful, v-a spus cu apă pe ele. Nu fiți ironic, așa e. Nu mai că vă faceți de râs cu Brâncuș. Ăsta trebuia prima dată scos în județul Gorj. Sănătate. Mulțumesc mult de tot. Asta încerc și eu. Da, să știți că anticipat telespectatorul nostru o întrebare pe care chiar vreau să vă adresez. Stimată domnule viceprimar. Să scoatem în evidență pe ce avem noi mai, da, mai drag și mai valoros. Ați fost valoros viceprimar aici și în mandatul trecut, cu aceleași atribuțiuni. De ce nu le-ați gândit pe de atunci s-a început proiectul, domniță. Așa de mult durează instalarea pentru unor panouri? Pentru că direcția economică a primăriei, de exemplu, a amânat investiția pentru că n-au fost bani pe rectificare anul trecut. Uite, asta s-a întâmplat. Și acum 2 ani? Să verificați. Și acum 2 ani? Nu știu, în urmă cu 2 ani. Păi nu, s-a lucrat la proiecte. Știți cât stai după avizele de la Ministerul Culturii? Nu-mi dau seama. Păi cât am stat după pentru a pune statuile, da, alea de la tabăra de sculptură? Un an de zile. Bun, haideți ca să trecem un pic mai departe. Din perioada în care domnul Romanescu este primar în municipiul Târgu Jiu, v-au fost date alte sarcini suplimentare? V-au fost luate din atribuțiune pe care le aveați? Nu. Deci lucrurile sunt fix la fel. Înțelegeți-mă că e nevoie de dialog. Eu vă înțeleg. E nevoie de dialog și e nevoie... Dom'le, nu am... uite, vă dau un exemplu. Nu am partipriuri când vorbim de primărie și vorbim de oraș. Nu am interese personale. Nu vreau să trag spuza pe turta mea. Păi vreau să vă spun, congresul de la anul, care va fi cel mai important eveniment al României după 1 decembrie la Alba Iulia, 80 de ani Brâncuș, congres internațional, sub patronajul președinției. Am venit cu proiectul de hotărâre în Consiliul Local, dar am mers la primar și l-am rugat, chiar dacă a fost inițiativa mea și un proiect din spate, l-am rugat, domnul primar, uitați cum stau lucrurile, dumneavoastră trebuie să fiți inițiator. Domnule, nu, că vă aparține proiectul și omul de bun simț, normal. Domnul primar, proiectul ăsta ajunge la președinție, pentru că se va face sub patronajul, în altul patronaj al președintelui. Nu se cade să fie semnat de un viceprimar. Nu se cade. A priceput? Da. Sigur că da. Și a zis, bun, am înțeles, e perfect, nicio problemă. Nicio problemă. E, vedeți noastră, dar mai departe, că zice unul că nu e bine că vine Comisia UNESCO sau de la INP la Târgu Jiu și cere demisia pe nu știu ce blog, n-a venit la întâlnirea cu directorii de la INP și cu expertul UNESCO. N-a venit. Bine, a zis că, dumne, plec la București, a apărut ceva. Imediat, nu știu. Cam deci când a fost așa plecat să pricep și eu unde a fost, cam și unele informații, domnule Tudor. Înțelegeți-mă că dacă, da, că trebuie să începând e târziu sunt, să deschidă calea dialogului acum, domnul Marcel Doamne Romanescu. Doamne ferește, nu, Doamne ferește, Doamne ferește. Nu, uite, așa cum mă duc și spun nostru, de fiecare dată, domnule, uite, mă duc de fiecare dată și spun, domnule, uite, eu de câte ori inițiez un proiect de hotărâre, discut cu cel puțin doi oameni, discut cu colegul meu, cu Aurel Popescu, care este și președinte de organizație, cu viceprimarul, și discut, și normal merg și discut cu primarul. Domnule, uite, o să inițiez un proiect. Așa, 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 așa. N-am o problemă, am depus proiect inițiat cu Mihai Paraschiv de la PNL. Vă vedeți candidat din partea PSD în 2020? E posibil, da, să candidez din partea PSD-ului sau e posibil să candidez la funcția de primar a municipiului Târgu Jiu. Adică și din partea PSD-ului, dar și din partea altui partid? Eu mi-am făcut o promisiune când am dat în politică să nu schimb partid. De obicei, în politică, promisiunile nu posibil prea sunt respectate. Posibil. Țineți neapărat să candidați? Nu. Dacă voi fi convins eu că o să aduc un plus valoare municipiului Târgu Jiu, o să mă lupt. La cum vă prezentați acum, păreți convins că ați putea să faceți chestia asta? Nu, eu mai am foarte mult de muncă. Foarte mult de muncă și de luptat pentru niște lucruri în acest dacă municipiu, partidul, pentru a avea pretenția să zic vreau să candidez. Dacă partidul va gândi că altcineva este potrivit pentru această candidatură, vă vedeți susținând altă persoană? Păi în momentul de dacă ar fi astăzi, nu l-aș susține pe Marcel Romanescu, dacă ar fi din partea PSD-ului. Dacă ar veni la PSD, nu cred că l-aș susține. Dar pe colegii care sunt acum la PSD, nu. Oricând faceți dragă, echipă. Că Adrian Tudor a fost cel care s-a ridicat împotriva lui Victor Ponta când acesta a greșit în fața organizației. Adrian Tudor a fost cel care i-a făcut campania lui Victor Ponta când a candidat la deputați. Deci, când vorbim de partid, nu este interesul meu ca persoană. Vorbim de oraș, nu e interesul meu ca persoană sau interesul de partid. Lucrurile pentru mine sunt foarte simple.
orice coleg va avea sprijin din partea mea. Partidul va hotărâ, dar în primul rând o să vedem sondajele de opinie, să vedem cu cine ieșim la funcție. Dar e de vreme, nu discutăm de așa ceva. E de vreme, dar știți cum e, un om trebuie pregătit din timp. Nu de la final. Eu am 20 de ani de politică, sunt mulți 16 înainte. Ani de ales local, mulțumesc, de administrație. Mă pregătesc dinainte. Mulțumesc, domnule Adrian Tudor, vă mai aștept și cu altă ocazie. Mi-a făcut plăcere, mulțumesc foarte mult. Și noi sperăm ca lucrurile în municipiul Târgu Jiu să se deblocheze, pentru că, așa cum spunea și telespectatorul nostru, nu avem decât să acordăm credit și să avem răbdare până domnul Romanescu va gândi să preia cu adevărat frâiele. Vă spun ceva ce poate o să vă mire. Pe scurt. Să știți că primii care acordă credit în primărie sunt eu și Aurel Popescu. Oricum nu aveți ce faceți. Ce face. De obicei, poate oamenii mă critică pentru pozițiile pe care le adopt, dar când soluțiile. Ați fost dumneavoastră la cârma municipiului, v-am îndreptat criticile. Acum că a venit domnul Romanescu, îmi pare rău, prin stilul meu de a fi, nu prea aplaud și nu prea laud multă lume. Mulțumesc încă o dată, ne deci mai vedem. Deci să nu doresc primar, da? Domnule, am înțeles, mulțumesc. S-ar putea să vă țin în gardă cu criticile pe care eu vi le aduc și așa ar trebui să perceapă și domnul Marcel Romanescu toate comentariile care se fac la adresa domniei sale. Doamnelor, domnilor, ne revedem, ne reauzim mâine, toate cele bune!